Animalele de companie despre care vom vorbi astăzi sunt răzătoare. Au blana groasă, coada scurtă, sunt animale nocturne, ceea ce înseamnă că dorm în timpul zilei și vor fi active la lăsarea întunericului. Cred că ați ghicit. Astăzi vorbim despre îngrijirea hamsterului în captivitate. Eu sunt Gabriel Icosa și dacă vrei să afli ce condiții trebuie să îi oferi micuțului tău blănos, stai cu mine până la sfârșitul acestui clip pentru a ști dacă acest animal de companie ți se potrivește și ție. Hamsterii sunt originari din Siria, au fost crescuți în laboratoare și au fost folosiți pentru diferite experimente. Asta până în anul 1948, când un inginer a început să-i țină ca animale de companie. Pe piața animalelor de companie există aproximativ 5 specii care se vând frecvent, din aproximativ 24 de specii de rozătoare mici, și aici mă refer la hamsterul sirian, supranumit și hamsterul auriu, hamsterul chinezesc, hamsterul rusesc alb de iarnă, hamsterul Campbell și hamsterul Roborovski. Iar dacă vrei să fac un episod special în care să vă prezint caracterele acestor specii și nevoile lor, lăsați un comentariu în care să îmi ziceți acest lucru, că sunteți interesați să aflați mai multe informații despre aceste minunății ale naturii. Înainte de a cumpăra un animal de companie, amenajați-i spațiul în care va locui. Și acest lucru este valabil pentru toate speciile de animale de companie care se vând la pet shop-uri sau pe care le cumpărați de la diferiți crescători. Hamsterul va avea nevoie de o cușcă sigură care să-i ofere spațiu pentru a alerga, a exersa, a mânca și a dormi. Există o varietate de habitate diferite pe care le puteți amenaja pentru casa hamsterului, așa cum este o cușcă metalică. Totuși, asigurați-vă că orice ușă poate fi blocată în siguranță și animalul vostru de companie nu este capabil să o deschidă. Poate nu știai, dar acești micuți sunt maestri în evadări și pot scăpa chiar dintr-un acvariu de sticlă pe care îl puteți folosi ca și cușcă pentru el. Puteți folosi și habitate mai speciale, o mulțime de tuburi conectate între ele. O cușcă de tuburi poate fi ca un mini loc de joacă pentru animăluțul dumneavoastră. Dimensiunea cuștii depinde de tipul și de numărul de hamster pe care intenționați să-l dețineți. O cușcă care măsoară 38 de cm lungime și 30 de cm înălțime este potrivită pentru un hamster pitic. Dar la fel ca și în episodul trecut, unde am vorbit despre arici, vă sfătuiesc să alegeți o cușcă mai mare pentru animalul dumneavoastră, deoarece după ce ați ales casa potrivită, va trebui să aveți în vedere necesitatea lucrurilor pe care trebuie să le adăugați în cușcă și aici mă refer la sursa de hrană, apă, așternuturi și jucării care sunt foarte importante pentru bunăstarea hamsterului tău. Atâta timp cât cerințele de bază sunt îndeplinite, veți putea trece la următorul pas, adică la achiziționarea animalului tău de companie. Este necesar, totuși, să cureți cușca animalului cam o dată pe săptămână și va trebui să aveți în vedere înlocuirea substratului, spălarea bolului pentru alimente și spălarea sticlei pentru apă. De asemenea, puteți spăla întreaga cușcă. Asigurați-vă că ați uscat totul înainte de a pune hamsterul înapoi în cușca lui. O dietă variată este la fel de importantă pentru hamsteri ca și pentru oameni. Și cea mai ușoară modalitate de a vă asigura că dieta hamsterului îi oferă tot ce are nevoie este să cumpărați cea mai bună mâncare pentru el de la pet shop-uri. Puteți să-i suplimentați dieta însă cu bucăți de fructe și legume proaspete și ocazional puteți să îi dați câte o larvă de tenebrio sau mealworms sau câte un greiere, drept recompensă. Hrana principală trebuie să fie întotdeauna peletele sau mixurile de semințe și cereale. Pentru un supliment în dieta lor le puteți oferi chiar și o mână de fân și lucernă. Este posibil însă ca nu toți hamsterii să mănânce fânul, dar îl pot folosi ca material pentru a-și face culcușul.
Hrana proaspătă trebuie oferită în porții mici, deoarece hamsterii au tendința de a depozita excesul de alimente și acesta se poate strica. Și cu siguranță nu vrei fructe stricate în cușca animalului tău. Dintre alimentele proaspete, puteți să le oferiți o varietate foarte mare de fructe și legume. Și aici voi enumera doar câteva din ele, așa cum sunt merele, bananele, fasolea verde, brocoli, varză, morcovi, conopidă, struguri și altele. Hrana hamsterilor, comercializată în magazinele de profil, au de obicei toate cerințele nutriționale necesare pentru ca animalul să fie sănătos. Dar suplimentele sunt o modalitate bună de a garanta o dietă bine echilibrată. Și nu uitați de apa proaspătă pe care trebuie să o schimbați zilnic, un alt mic sfat de la crescătorii acestor animale. Nu folosiți vase deschise pentru apă, hamsterii se pot înneca, de aceea sunt indicate doar adăpătorile speciale pentru hamsteri. Întrebați de ele în pet shop-uri. Un hamster sănătos este un animal de companie fericit și toată lumea vrea ca animalul lui de companie să fie fericit, nu? Deși este destul de ușor să ne asigurăm că hamsterul nostru va trăi o viață lungă și sănătoasă, o dietă adecvată, apă proaspătă și un habitat curat vor face posibil acest lucru. Dar aveți grijă ca animalul să nu stea în curent, căldură și umiditate și nu uitați să îi cumpărați o roată, deoarece exercițiile sunt extrem de importante pentru el. Protejați hamsterul și manipulați-l cu grijă pentru că animalul vostru de companie să fie în siguranță, uneori chiar și cu o îngrijire de calitate, o dietă adecvată și un habitat curat pot apărea unele leziuni și chiar boli. În cazul acesta este bine să cunoașteți un medic veterinar specializat în tratarea animalelor exotice. Semnele de boală pot fi observate foarte ușor și aici mă refer la pierderea în greutate, deoarece în cazul acesta este bine să cunoașteți un medic veterinar specializat în tratarea animalelor de companie. Însă semnele de boală pot fi observate foarte ușor și aici mă refer la pierderea în greutate datorate pierderii apetitului și diferite modificări comportamentale. Prin urmare, un hamster poate suferi abcese, infecții respiratorii, infecții oculare, infecții gastrointestinale, infecții fungice. Pe lângă infecții, unii hamsteri pot suferi de leziuni ale obrajilor, mai exact a pungilor din obraz, unde își adună hrana. Prin urmare, un hamster poate suferi de abcese, infecții respiratorii, infecții oculare, infecții gastrointestinale, infecții fungice. Și pe lângă infecții, unii hamster pot suferi de leziuni, leziuni ale obrajilor, mai exact a pungilor din obraz, unde își adună de obicei hrana pentru a o căra în camerele de provizii, oase rupte datorate unor accidente prin cușcă sau în momentul manipulării animalului. Și o ultimă problemă ar putea consta în creșterea dinților excesiv. Dacă vrei să crești hamster și te gândești să îi și înmulțești, atunci trebuie să știi că împerecherea se produce noaptea. Totuși, aveți grijă, masculii și femelele se pot bate destul de rău și își pot produce răni. De aceea este indicat să țineți masculul și femela împreună doar pentru o perioadă scurtă de timp, de câteva ore, cel mult 12 ore pentru a se împerechea și apoi să îi separați. Gestația femelei durează în funcție de specie în jur de 2-3 săptămâni după ce a avut loc împerecherea, iar comportamentul femelei se va schimba, va mânca mai mult și va face mai puțină mișcare pe roată, iar în această perioadă femela va deveni și puțin mai agresivă. Puii se nasc la intervale de 10-30 de minute, iar mama lor va dormi sau va ordona zona cuibului între nașteri. Asigurați-vă că după naștere femela are apă și mâncare proaspătă, deoarece va fi înfometată și își va căuta hrană. Și încă un lucru pe care nu trebuie să-l faceți, imediat după naștere nu umblați la cuibul femelei, deoarece femela se poate stresa și își poate mânca puii.
La 13-15 zile puii vor începe să bea apă, iar la 16-20 de zile vor începe să mănânce singuri. Vor putea fi înțărcați pe la vârsta de 3 săptămâni și vor fi maturi sexual la vârsta de 6-7 săptămâni. Acum că ați decis să vă cumpărați un hamster ca animal de companie, eu vă rog să distribuiți acest episod și prietenilor voștri. Iar până data viitoare, nu uitați să observați, să ascultați și să învățați de la natură. Pa!